Ce te-a inspirat când ai scris piesa? Am vrut să fac o piesă pentru toți oamenii care stau noaptea și creează în loc să doarmă ca ceilalți și pentru toți cei care vor să fie out of the box. Cum arată pentru tine o noapte fan în oraș? Să plec de acasă, să nu știu unde ajung, să nu știu când mă întorc, să nu știu cu cine mă văd, nu contează, doar să fie fan. Cum te simți să faci parte din albumul 22 Epic Nights? Mi se pare o experiență wow să lucrez cu un brand atât de mare. La început nu prea aveam multă încredere în mine asupra acestui proiect pentru că nu știam ce se întâmplă, cum o să decurgă lucrurile. A fost și încă este o experiență de neuitat într-adevăr și mi se pare foarte tare că Samsung a ales să lucreze cu mulți tineri. Cum ți se pare inițiativa Samsung de a lansa un album muzical? Încă de la început mi s-a părut o idee super fresh pentru că nu peste tot vezi și nu tot timpul auzi că un brand de tehnologie cum e Samsung lansează un album muzical și intră pe efectiv în industria muzicală. O idee foarte bună și sperăm că o să fie cât mai multe albume de genul. Care este cel mai all-out om sau loc pe care îl știi? O să fie un răspuns foarte random și nu vă așteptați la asta. Prima persoană care mi-a venit în cap a fost Dorian Popa și cred că toți știm de ce. Este cea mai all-out persoană pe care putem să o vedem.